Procedurile laser sunt folosite în ultimii ani foarte mult în diferite afecțiuni în medicină și în special la pacienți la care nu se pot trata cu terapii clasice, chirurgicale. În ginecologie, în mod special, laserul se folosește în foarte multe afecțiuni, foarte des utilizat în incontinențele urinare de efort, în tot ceea ce presupune modificări vaginale de vârstă, relaxări vaginale, atrofii vaginale, sindromul genito-urinar de menopauză. De asemenea, este foarte mult folosit în afecțiuni ale colului, în colurile lezionale, care sunt apanajul infecțiilor virale cu human papilloma virusul și care pot fi de diverse grade de gravitate. Poate fi folosit laserul de asemenea și în excizii lezionale cutanate perivulvare. Trebuie menționat faptul că rezultatele acestei metode sunt în strânsă corelație cu statusul pacientei, și anume pacientele care sunt tinere, care nu au foarte multe boli asociate, nu sunt tarate, reacționează foarte bine și au rezultate foarte bune destul de repede. Pacientele care sunt mai în vârstă, cu o regenerare mai proastă tisulară, cu tare asociate, cu diabet, cu diverse alte boli, reacționează mai dificil și acest lucru trebuie luat în calcul când le explicăm, să nu se aștepte la un rezultat foarte rapid, dar funcționează. Am avut foarte multe paciente care au fost în această situație și care au venit la tratamentul laser pentru prolaps sau pentru incontinență ca ultimă variantă, după ce au încercat terapii chirurgicale și care își pierduseră orice speranță. Este foarte important de spus aici că acest laser, fiind o alternativă la operațiile clasice, are anumite avantaje. De altfel, trebuie să recunoaștem cu toții că aproape toate operațiile în sfera perinală pentru incontinență au recăderi mai mult sau mai puțin la 2-3 ani după ce se fac, în timp ce laserul sau tratamentele cu laser aduc beneficii pe termen lung, modificările rămân și pot fi ranforțate cu câte o ședință pe an ulterior, dar sunt modificări structurale care rămân. Avantajele față de terapiile chirurgicale sunt câteva și sunt importante. În primul rând că este o metodă non-invazivă sau minim invazivă. Se practică în cabinet, durează aproximativ 45 de minute, o oră. De cele mai multe ori, pacientele nu au nevoie de anestezie. Disconfortul este minim. Există ca paciente țintă, printre pacientele țintă, inclusiv cele care au suferit operații pentru neoplasme cu alte localizări, de exemplu, paciente care au fost operate de neoplasm mamar, cancer mamar, și care suferă de atrofie vaginală, de relaxare, de incontinență și care nu pot fi tratate cu terapii hormonale.